Doamne, îți mulțumesc că s-a băgat așa ceva, că era enervant, băi, chiar... Salutare, dragi mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe website-ul RPG Bizon, unde tot ne situăm de câteva episoade, pentru că Bizonul vine cu update-uri foarte, foarte puternice în continuare pe site. După update-urile cu care ne-am obișnuit de episoadele trecute, în care Bizonul în continuare redesignează site-ul, redesign al site-ului frumos aici pe fiecare episod. Așa, astăzi, duminică, decizi duminica să lucrează la site. Tocmai s-a postat un nou update care, din punctul meu de vedere, era absolut necesar. Țineți voi bine minte că v-am spus în update-urile trecute că anumite sisteme, nu vine acum în cap ce sisteme erau, dar v-am spus despre multe sisteme, băi, de când mi-am dorit chestia asta pe Bizon, bine că s-a băgat acum. Ei bine, despre update-ul de azi pot să zic aceeași chestie, Doamne, mulțumesc că s-a băgat acum, că era nevoie de foarte multă vreme de așa ceva și trebuie să vă arăt chestia asta neapărat. Băi, se pare că Bizon în ultima vreme le dă atât de bine și face exact ceea ce... trebuia făcut în urmă, ca și cum ia din urmă ce a rămas nefăcut, bă, și le face pe toate acum și într-un timp record, ceea ce este, nu este decât genial. Cineva mi-a spus, anume un prieten mi-a spus, zice, bă, Swift, nu te ține să faci un clip în pijamale pe YouTube acolo, că să se mai uită la clipurile mele. Așa că astăzi fac un clip în pijamale, da? Astea sunt pijamalele mele, dacă vă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa, astăzi fac un clip în pijamale. Bine, dacă nu v-aș fi spus că e pijama, probabil nu v-ați fi dat seama că nu se vede neapărat că e pijama asta pe mine. În fine. Dragilor, dăm aici pe updates și vă citesc un pic. Știm cu toții că în momentul în care noi trebuia să intrăm, nu aici, la website, în momentul în care trebuia să avem o activitate, intram aici frumos. Bine, Doamne, bine că s-au scos activitățile din NG obligatorii. Asta am uitat să vă zic, s-au scos toate. Doamne ajută. Avem aici log, nu. Învoiri ceva, dar nu mai există pentru că s-au scos. În fine, era aici un topic, învoirea antrenamente, ceva de genul ăsta. Ei bine, asta vom putea să punem pe site acum încolo. A fost introdus un sistem nou de învoiri în colaborare cu liderii. Opțiuni lideri. În leader panel a fost introdus un nou câmp de control în care stabiliți următoarele: absențele zilnice, prin numărul de cereri pe care le puteți accepta înainte ca restul cererilor să fie respinse în mod automat. Deci dacă la un eveniment, spre exemplu, antrenament în facțiune, sunt maxim 10 învoiri care sunt acceptate, primii 10 sunt învoiți, următorii 10 nu mai poate să pună, ceva genul ăsta. Weekly, reprezintă numărul de cereri acceptate la care are dreptul un membru săptămânal. Dacă acest membru atinge acest număr, va putea crea noi cereri în săptămâna curentă. Bine, enable absence. Sistemul de cereri este dezactivat by default. Liderii care doresc să-l activeze, tot ce trebuie să facă este să bifeze căsuța să salveze modificarea. Bun. Member activity a fost să includă dacă un member are cerere acceptată în ziua curentă pentru învoire. Bine. A fost adăugată un nou tab numit absențe, care include cerere de învoire în așteptare și nu știu ce. Deci de unde poate să accepte liderii. Noi la faction putem pune leader faction absences, deci putem pune o cerere de absență. În taba superioară vom vedea un buton lângă butoane vechi pentru așa. Dacă cele de învoire la facțiune sunt deschise, vei putea alege o dată pentru învoire, data curentă sau ziua următoare, nu știu ce. Dacă ai pus deja o cerere făcută pentru ziua respectivă, nu o să mai poți face încă una, deci mă rog. La war-ul s-au adăugat și la war-ul câteva chestii. Totodată absențe la war-ul, Doamne, vizualizarea face... poți să pui absență. Cred că absențele sunt făcute pentru neapărat la war-ul, ci la activități. Nu la activități, ci la war-ul. Ok, deci există și o coloană cu absențele la war. Deci nu trebuie să mai pui în topic. Doamne, îți mulțumesc că s-a băgat așa ceva, că era enervant. Băi, chiar dacă n-a fost niciodată o mafie, să pui în topic pe forum, să dai reply la topic-uri ca acum 20 de ani, pe vremea lui Pasmate, chiar când s-a inventat, s-am pus să dai cererile acolo de învoire. Doamne, așa și-a fost înlocuite nu știu ce iconițe. Hai să vedem cum facem o cerere de învoire. O să vedeți acum și contul, că am uitat să-mi cenzurez pe ultimul episod. Aia sper să nu-l puneți la vânzare. Add absence request. Are disabled by the leader at this time. Ok, deci liderul nostru nu acceptă cereri de absență în momentul ăsta pentru că nu avem o activitate. Din ce am înțeles eu, aceste absențe cu siguranță sunt pentru war, cu siguranță, și totodată și pentru... Nu înțeleg dacă sunt pentru o activitate în facțiune. Asta n-am înțeles aici. Nu cred că am înțeles bine. Latest faction absences. Da, nu știu ce să spun. Nu știu ce să vă zic. Hai să intrăm pe joc și să mai discutăm acolo, să vedem numai site-ul ăsta aici. În cele din urmă am intrat pe joculețul nostru. Văd că cineva deja își decorează casa în forță, pentru că sunt ceva bănuți aici în ultima oră în house upgrade. Hai să pun împreună cu voi în house upgrade. Vreau să pun acum cu voi aici ceva,
împreună cu voi, pentru că am spus că o să decorez casa pe un clip împreună cu voi. O să încep să pun, deci apăsăm tasta space ca să ne putem mișca în timp ce punem obiectul și cu toate liniuțele astea le mișcăm obiectul pe diferite poziții. Așa, mai jos un pic, nu? Așa, cred că nu e chiar în podea. Ok, și am pus obiectul. Opa, arată bine, n-a intrat în pereți, nu? Băi, eu văd că arată... Mi se pare că e în perete. Edit furniture. Pasta. Edit. Așa. Bun. Și aici e în perete? Bă, nu e în perete. Acolo nu e în perete. Aici nu e în perete. Bun. Apăsăm acolo și am pus obiectul. Deci dacă vreți să vă puneți obiecte în casă, slash hu și puneți obiecte. Bun. Acum, mi-am făcut și reclamă la House Upgrade, set T19. Nu, vreau să fie mai întunecat afară. Nu, pe joc, așa, că n-am mai filmat de mult noaptea. Bun, acum, dăm Infernus, dăm așa, bun. Ce părere aveți voi de sistemul ăsta de absențe în facțiune? Cel puțin n-am înțeles dacă este pentru activități în facțiune neapărat, dar din moment ce există la war-uri, după cum ați putut vedea acolo și s-a scris separat despre ele, nu cred că este un sistem de învoiri doar la war, pentru că ar fi scris acolo sistem de învoiri la war. Dar în momentul ăsta am văzut acolo, o să vedem, deci o să vedem cum funcționează. Mai întâi trebuie să pornească liderul opțiunea de învoiri permise, că, spre exemplu, ar fi un antrenament obligatoriu și acolo nu poți să pui învoire. Deci liderul controlează un pic ceea ce se întâmplă, dar dacă ar fi, spre exemplu, numai pentru war și atât, să zice că n-ar fi pentru facțiunile normale, cei drept este o chestie foarte, foarte tare, genial de tare. Băi, vă dați seama că mulți puneau învoirile astea la war, la, mă rog, ce activități mai erau pe acolo, le puneau învoirile la war pe forum și dădeau reply în topicul, se făcea acolo un topic la, mă rog, la secțiunea facțiunii cu 10.000 de reply-uri cu învoiri la war de ani de zile. Deci chestia asta că s-a băgat, plus și încărca forumul și așa mai departe, faptul că s-a băgat chestia asta pe site, o văd, bă, absolut elementară. Când am văzut că a fost din nou un website update, să zic, ok, hai să vedem ce s-a mai băgat. Nu mă așteptam să fie ceva chiar foarte wow, din moment ce tocmai ce s-a făcut un update zilele trecute, mă gândeam să fie o chestie așa, mai de umplutură, să zicem, însă a fost o chestie foarte, foarte calmă. Văd că înainte de fuziune, Bizonul lucrează foarte, foarte tare și se investește foarte mult timp și, bineînțeles, bani pentru a băga sisteme noi, pentru a face chestii noi. Mai ales pe site. Cei drept site-ul trebuia modernizat pentru că n-a primit o modernizare atât de recent. Site-ul era destul de vechi, dar bun, în continuare un site genial de bun, dintre cele mai bune paneluri din România și nu numai pentru Sam, după părerea mea, nu numai că e Bizon și joc eu aici și pentru că așa consider, v-am spus-o dintotdeauna. Cred și s-a băgat acum niște update-uri care să-l facă și mai frumos, mai modern. Și chestia asta nu poate decât să-mi placă foarte mult. Știu, o să-mi spuneți că am fost plătit să spun toate chestiile astea sau mi-a spus cineva să fac clip despre chestia asta. Nu, niciodată n-am făcut chestia asta. Asta simt să spun, asta vă spun și vouă. Sistem de învoie. Deci gata cu topicurile alea. Și apropo, responsabilul care trebuia să vadă acolo e nefondat Sancho. Hai să dăm lui Sancho un nefondat Sancho. Prank 112 cal. Bun. Prietenul nostru Sancho. Așa. Hai să luăm un suspect de aici. Vă dați seama cel care era responsabil pentru a strânge învoirile alea și a face evidențele, câtă muncă avea să caute în toate topicurile alea acolo, să vadă, a pus la învoire, a pus, asta e puțin că și-a retras. Da, știu că e un bug aici. A pus, dar s-a retras și după unde e, așa trebuie să-l trec pe lista aia acolo, că deși a pus și a retras și poate îi pun o învoire și am considerat-o degeaba și poate a doua oară când își pune, eu consider că și-a folosit-o pe aia anterior, de fapt nu și-a folosit-o și pun FV, știi, adică ăla care avea de făcut, ok, a dat disconnect, ăla care avea de făcut aceste evidențe, săracul, era cel mai chinuit efectiv, dar acum faptul că este o chestie automatizată și pe site nu era decât bine venită, oricând ar fi fost ea băgată. Exact cum era, bine, dar asta a fost acum ani și ani de zile, când era raportul. Oh, ce mod frumos pe acest, nu știu, vehicul ăsta, dar am un mod foarte frumos de Porsche pe el. Nu știu când era chestia asta, probabil acum foarte multă vreme, când raportul nu era automatizat și liderul trebuia să vadă pe forum
câți membri care au dat submit la un topic cu raportul. Când trebuia să faci poză la fiecare punct de la raport pe care îl faci pe joc și liderul la final trebuia să numere raportul. Nu știu dacă ați prins vremurile alea pe Sampio, nu le-am prins, spre exemplu, deci în 2016 raportul era automatizat. Deci probabil la începutul începutului aici pe Bizon raportul era manual, ca să zicem așa. Să număra manual. Da, filmez. Re. Eu nu vin la paintball decât atunci când filmez. Rar intru pe Sam și zic, bă, hai să mă joc și eu la paintball. Mamă, ce mi-a dat-o. Salutare, Alex. De ce am zis Anil? Salutare, Alex. Salutare, Țar Brațfa, rank 3. Mafiosul pe bun, rank 3. Deci e clar, ne dă ultimata astăzi. Fresh, tu ai un foarte mare lag. Op, gata? Asta a fost runda? Bă, bune, n-am mai jucat de mult cu voi la paintball și chiar aveam chef de un paintball. Haide, frate, de ce nu mă... Lasă să intru. Fucking... Shit, Alex, salutare Alex, sala Alex, prietenul nostru Alex. Filmezi, da, da, filmez. Ah, de ce am dat, opa, cineva chiar își decorează casa pe bune. Deci așa mai pus cineva trei obiecte. Văd că în ultima vreme lumea chiar își decorează casa pe joc, adică bine, e activitate, na, plăcută, adică în afară să te joci pe aici, adică quest-urile sunt repetitive, task-urile sunt repetitive, dar să-ți faci tu singur casa să te decorezi, adică ceva creativ așa. Când te prinde, te-a prins, bă, și chiar pui o grămadă de obiecte. Și pe mine m-ar prinde dacă aș avea timp să-mi decorez casa, sincer. Deci vedem cineva în continuare pune acolo în bizulescul nostru. Avem 1,4 KK în bizul nostru. Ce-i drept, poate ați văzut în două ore maxim. Poate ați văzut pe website că am pus bizul la vânzare. Pentru că dacă mi-au o ofertă foarte bună pe el, da, știu, mă despar foarte greu de lucruri, în general, inclusiv de... Ce am pe jocul ăsta pe Samp, am ținut foarte mult în casa în continuare pentru că era amintiri de la prietenii mei, în fine. Deci nu mă despart atât de ușor de chestii pe care le am. Și deși am pus bizul la vânzare, l-am pus mai mult ca să vedem cât, ce obțin pe el. Ce oferte am pe el. Și prima ofertă, mă așteptam să fie o ofertă mult mai proastă, însă prima ofertă pe care am primit-o pe site, anume 140 de KK cash și un hot ring, deci vreo 10 KK, până la 150 de KK s-ar fi... apreciat acea ofertă, să putea mult mai rău să fi dat cineva pe bizul ăla, dar am avut o ofertă destul de bună de început, bineînțeles, nu nici pe departe o ofertă care să mă mulțumească pentru a vinde bizul, dar am văzut și bizul de 200 KK, spre exemplu, cum e House Upgrade, care au primit oferte de, nu știu, 100 sau 90 de KK, deci la alea te doare capul, în fine, dar oamenii chiar apreciază bizul ăsta și producția pe care o are, care este impresionantă. Pe bizul ăsta... Dacă aș primi, nu știu, 200 de KK, probabil aș da, însă la cât de bine produce, plus că o să vină o fuziune în care o să fie mult mai mulți jucători, da, știu, o să vină acele acțiuni prostești, dar nu uitați că producția se dublează și toată lumea este învingătoare, plus că pot să mai cumpăr acțiuni și la alte bizuri, deci pot să am o parte din House Upgrade, o mare parte din House Upgrade și, nu știu, un anumit procent din alte bizuri pe lângă House Upgrade. Dar nu, mă gândesc cu bizul ăsta ce să fac. Până la urmă, l-am, produce bine, adică nu văd de ce l-aș da. Dar bine, produce bine, vor și alții. Pe bani mulți. Așa că vă rog, scrieți-mi în comentarii dacă ați fost până la această, ați cu mine până la această parte din clip. Scrieți-mi în comentarii voi ce ați face în locul meu. Ați ține House Upgrade-ul? N-ați ține House Upgrade-ul? Ținând cont că o să am 60% din el și celălalt de pe RPG2 o să aibă 40%. L-ați vinde acum sau după l-ați sau după l-ați vinde la fuziune bucăți din el și aș cumpăra după, nu știu, acțiuni în altă parte. Oricum, e clar că după această fuziune nu o să mai pot să mai vând bizul House Agri la 100%, pentru că la naiba vine sistemul cu acțiuni, ce mi se pare o prostie. Așa că trebuie dat, poate da sau poate nu, habar n-am. Dar până la fuziune o să mai facă niște bănuți bizul ăsta. Cineva își decorează casa de zor, după cum putem vedea aici. În fine, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că eu sunt foarte prost la a lua decizii, așa că vă las pe voi să faceți locul meu. Fraților, episodul ăsta apropie cu pași repezi de final, cu pași foarte, foarte repezi de final. Vă mulțumesc enorm de mult că ați fost astăzi alături de mine. Nici nu mai mă chinui să iau locul 1, pentru că deja are 1-21 de kill-uri. Impresionant. Aveți
foarte mare grijă de voi. Mulțumesc mult că a stat cu mine astăzi pe episod până în acest punct. În continuare vă readuc aminte, dacă vreți să cumpărați Huse Mobil Fox, în continuare eu sunt partener cu ei după ce am anunțat parteneriatul pe Instagram. Dacă vreți să cumpărați Huse Mobil Fox, aveți un cod de reducere care este BB Swift Mai 20 cu Y, îl aveți și pe Instagramul meu Swifty Gaming Road, dacă vreți să aruncați un ochi acolo și vreți o husă Mobil Fox la preț redus. Bun, aveți grijă de voi și până data viitoare. Stay close, din pijamale, bye!